Un venit și în seara aceasta la seria noastră Adevărul ca Fapt Cotidian. Aș vrea să mulțumesc celor 8 persoane care sunt în această seară împreună cu noi și celor 8 care ne urmăresc pe internet. Um, nu contează numărul, contează intenția noastră, faptul că dorim să înțelegem mai mult ce se întâmplă în viața noastră, în lumea noastră și mai ales în relația cu Dumnezeu. Ilustrația din această seară este luată din manualul de. Uh, de citire din clasa 4. În 1980 eram în clasa 4, aveam 10 ani și pentru prima dată am citit în acest manual o poveste care, trebuie să recunosc, m răscolit până zilele acestea. O poveste simplă, dar pusă în așa fel încât întrebarea care rămâne la sfârșitul acestei povești te tulbură, efectiv te tulbură. Acum, Povestea aceasta, de fapt, este o lectură, scrie în manualul ăla de, limba, de citire din clasa a patra, este o lectură după Simeon Pop. De ce este important Simeon Pop? Poate n-ar fi important, pentru că sunt multe asemenea schițe în manualele de citire, autori cunoscuți sau mai puțin cunoscuți. Dar mai târziu am descoperit de ce este important să cunoști autorul acelor povestiri. Pe vremea aceea citeam povestea ca un copil. Mai târziu citeam ca un adult care încerca să înțeleagă tâlcul acelei povești. Și atunci am fost preocupat să văd cine e acest autor. Nu se știe prea mult decât câteva rânduri pe care le găsești pe Wikipedia. Scriitor, jurnalist și diplomat. Dar partea cea mai interesantă care am găsit în Wikipedia este acest citat efectiv din acest website care spune că a fost decorat în 20 aprilie 1971 cu ordinul Meritul Cultural clasa a treia pentru, ce, Ia să vedem, pentru merite deosebite în opera de construire a socialismului cu prilejul aniversării a 50 de ani de la constituirea Partidului Comunist Român. Pe vremea aceea nu cunoșteam această informație și atunci povestirea are un anumit sens. Când cunoști această informație, devine deja filtru interpretativ cum un mare filozof polonez, Lezek Kolakowski, își începe trilogia lui despre marxism cu aceste cuvinte, Karl Marx a fost un filozof german și apoi explică sensul acestei afirmații, anume că toată opera lui Karl Marx trebuie interpretată prin acest registru sau acest filtru filozofic, nu economic, nu sociologic, nu politic, ci în primul rând filozofic. Și de aceea e foarte interesant că uh, atunci când cunoaștem contextul unei ilustrații, parabole, zicători, vorbe, ce vrem noi, uh, chiar și unui sen sentiment, uh, e clar că se schimbă după aceea sensul. Și atunci, după ce am aflat că Simeon Pop, autorul povestirii noastre din această seară, uh, a fost decorat pentru Efortul lui de construire a socialismului și mai ales cu prilejul aniversării 50 de ani de la constituirea Partidului Comunist Român, povestea aceasta numită simplu Cuiele, capătă o cu totul altă semnificație. Acum nu știu câți din cei prezenți aici sau online își mai aduc aminte de această povestire. Era la pagina, cum scrie și acolo, 34, este exact o, o decupare din manualul de atunci și efectiv eu mi-aduc aminte chiar fără să fi văzut această, acest manual acum recent, mi -a, încă mi-aduceam aminte cumva undeva într-un într cotlon ascuns al neuronilor de această imagine în care era ilustrată povestirea noastră. Pentru ca să fie efectul cât mai, să zic așa, natural și cât mai eficient, aș vrea să citesc, pentru că e scurtă. N-ai rost să vă povestesc eu în cuvintele mele, pentru că este frumoasă așa cum este scrisă, cum a fost scrisă. Despre ce este vorba? Spune așa, omul avea, un om avea un fecior rău cum e fierea, lenea curgea de pe el, în timp ce cu ușorul trai era frate de cruce doar de blestemății și rele era bun. su, nu-l bătu, cum făceau alți părinți. Bătu câte un cui în ușa de fiecare boacănă a neisprăvitului, cuiul și fapta de ocară. Timpul curse, ușa se umplu, deveni zid de cuie. Nave unde pune un deget și fiul omului se înfurie, vorbind către tatăl său. Nicăieri ca la noi, de ce ai bătut cuie în ușă? Tu le-ai bătut, zice tatăl, eu? Da. N-ai făcut urele duium, cu tare și cu tare, nu mai ții minte câte, multe, fără număr. Făcut? Recunosc cu fiul. De fiecare faptă rea am înfipt câte un cui. Privește, asta ești, vorbit tatăl, posomorându-se rău. Nu-i supărare, cu ele se pot scoate, eu voi fi acela, promise fiul. Poate făcând tot atâtea fapte bune, spuse tatăl și-ți văzut de propriile griji. Odrazla își lua rolul în serios, se făcu altom, alt om de nerecunoscut, încât fapta de laudă și actul de mărinimie deveniseră obișnuință. Nu trecea zi să nu ia cleștele spre a scoate un cui două din ușa fără de legilor lui. Timpul curse, ușa se goli și fiul alerga într-un suflet la tatăl său care albise pe cap, trăgea să moară. Spuse către el strălucind de bucurie, Văzut ai tată!" Nu mai niciun cui, le-am scos pe toate, dar găurile și așa de brusc se termine povestirea noastră. Acum, așa cum este ea formulată, pare ca parabola fiului neascultător în varianta comunistă. Acum și în comunism erau copii neascultători, nu numai în uh, alte societăți, în alte sisteme sociale. Însă, dincolo de bruma de înțelepciune pe care o să sizez la prima lectură, adică nu e nevoie să faci foarte multă analiză asupra textului sau să faci hermeneutică acestor uh, idei, ca să-ți dai seama că, de fapt, există acolo o brumă de înțelepciune, ideea de ascultare, ideea de reabilitare, de încercare de a-ți pune viața în rânduială, de a avea relații bune cu părinții, cu așa mai departe, Totuși, dincolo de chestiunea aceasta, parabola te lasă perplex sau perplexă. Cel puțin pe mine m-a lăsat. De atunci și până ziua de astăzi, vă dați seama, din 1980, când am citit-o pentru prima dată și până în 2019, pe mine m-a urmărit această întrebare scurtă, așa, cu un iz de, de, de sentință, dar găurile. Acum, în absența, în absența reacției fiului, pentru că nu știm ce a spus fiul după această replică, mai poți să spui ceva? Mai ales când tătânetul trage să moară. Ce să mai spui? Tata, am făcut tot ce am putut, am uh, reparat toate greșelile. Ușa fără de legii mele acum este fără niciun cui. Și când tătânetul, în loc de binecuvântarea lui Iacov, strântește această replică, dar găurile, ce să mai faci? Ai impresia, aparent, ai impresia că este neterminată. Nu? No? Și cumva, cumva, cumva ai putea gândi așa, la modul așa, prin, prin extensie, că poate, cumva, unii autori încearcă, prin neterminarea unei opere de artă, ceea ce nu este cazul aici, dar mă rog, la modul general, să lase impresia de nedesăvârșire, pentru că autorul n-a ajuns la desăvârșirea aceea încât să se poată semna la sfârșit, spune că este completă opera mea de artă, cum a făcut Michelangelo cu sculpturile sale și alții autori înaintea lui, sau sculptori, sau artiști. Nu e cazul acestei povestiri. Nu. Povestirea este terminată, este încheiată. Așa se încheie, brusc. Dar găurile. Tatăl are ultimul cuvânt, asta e clar, dar acest ultim cuvânt este unul acuzator, condamnat, condamnator. Adică nu recunoaște cumva, deși el a fost cu ideea dacă ai face fapte bune, ai putea compensa uh, potopul de. Răile și neregiuri pe care le-ai făcut. Dar nu este, se pare, foarte mulțumit cu rezultatul fiului său, și atunci, e, știți cum apare, ca judeca, exact ca la judecata de cercetare, cum ne imaginăm noi. O viață întreagă a încercat să faci binele, așa cum l-ai știut, să rectifici un caracter cu multe carențe, nu? Și timpul a trecut, a ajungi înaintea celui a, care este alb a, cu părul alb și alb de zile, bătănii de zile, și în loc să primești a, replica bine, rob bun și credincios, primești o replică de genul bine, bine, dar găurile astea, cine le rezolvă pe astea? Nu? Deci, exact ca un fel de judecată de cercetare în care cer cu părul alb îți comunică sentința. Așa te simți. Când citești parabolă, acum, când citești povestirea cu ochii de acum, când ești mic, nu așa o înțelegi. Dar cum o înțelegi când ești mic? Sau cum am înțeles-o eu când eram mic? Repet, ca o simplă povestire, cu tâlc. Tâlcul este ascultarea. Nu? Și, mă rog, că nu poți să repar toate lucrurile în viață. Adică mai repar ceva, cu siguranță, mai compensezi. Dar sunt chestiuni care sunt stricate definitiv. Și n-ai cum să le mai refaci. Ce și aici este o umbră de adevăr, cu siguranță. Dar acum, pentru că știu cine este autorul acestei povestioare nu? și faptul că omul a fost uh, implicat uh, activ în opera de construire socialismului, uh, citesc parabola cu alți ochi și pui întrebarea cine este tatăl din parabolă, din povestire. Tatăl este partidul. Cine. Este fiul neascultător, fiul este tovarășul sau tovarășa, cetățeanul, filatoarea, betonistul, muncitorul, sudorul și așa mai departe, care mai derapează aici și acolo. Nu? Deci noi, tovarășii, noi, fiii partidului, suntem cei din această povestire. Cu alte cuvinte, ceva să spună, atenție, partidul nu uită niciodată nimic. Mare atenție! Dovada este că unii mai neascultători aveau niște dosare unde totul era consemnat. Toate cuvintele, toate faptele, toate întâlnirile, toate inițiativele, totul era acolo consemnat. Cei care erau obedienți, cei care nu erau foarte, eu știu, cunoscuți sau erau mai invizibili în societate, nu își pierdea partidul timpul cu ei. Dacă cu fie aceștia mai neascultători, partidul chiar își făcea temele și Există în arhivele CNSSA, CNSA sau cum se numește, tone, adică tomuri întregi de asemenea documente despre consemnările găurilor pe care fi ai partidului le-au făcut de-a lungul timpului. Cu alte cuvinte, cam asta era ideea. Cu ele trec, dar găurile rămân. Uitați-vă, de exemplu, la această imagine. Asta este în abecedar. Deci asta am citit, probabil că nu mai țin minte, când eram în clasa 1, adică aveam șase ani. Sau puțin mai mult, pentru că probabil că a trecut să deja mai... nu contează. Ideea este că este abecedarul, sau a fost abecedarul meu, nu știu al altora. Spre sfârșitul abecedarului, deja se întățește lupta de clasă. Adică la început ai texte uh, foarte inocente de genul, deși și acolo sunt uh, ideologizate, de genul, mamă, lică ară. Nu e nimic uh, dubios în această foarte scurtă propoziție, mamă, lică ară. Dar normal, dar acum ce, ce, meserie are lică? Lică nu e nici jurnalist, nu e nici avocat, nu e nici medic, lică este tractorist. Deci o meserie care trebuie să o ai și trebuie să o dobândești dacă vrei să fii cu adevărat fiul de nădejde al patriei. Dar uitați-vă la, la, la această poezie, de exemplu, Partidul. No? Uh, nu mai citesc, că nu mai am timp, dar o ved, o ved, observați dincolo de cât de uh, simplă este și aproape uh, cum să spun eu uh, infantilă în mare măsură, dar acolo la sfârșit trăiască Partidul Comunist Român. Asta unor copii de șase ani sau de șapte ani, dacă veneai puțin mai întârziu la școală, dacă era întârziat din cauza vârstei, deja trebuia să știi că partidul ți este carte, partidul ți este pâine, partidul ți este hidrocentrală, ți este fabrică, ți este tată, mamă, vecin, telefon, transport în comun, totul este partidul. De deci aceea spun că cât aș vrea să mă străduiesc, n-am cum să mai citesc povestea cuielor așa decontextualizată. Doar ca o simplă povestire cu tâlc din viața uh, poporului, să zicem, comunist român. E mai mult de atât. Acum, e clar că noi am crescut uh, urmăriți de acest gen de mentalitate. Uh, găurile rămân. Da? le mai pot scoate, dar gă găurile rămân. Comunismul a căzut. S-a prăbușit de mult. Dar mentalitatea și anumite reflexe rămân. Și încă le vedem foarte bine, chiar și în viața noastră, chiar dacă noi am suferit, zicem noi, o transformare, nu numai ideologică, dar și una, să zic așa, existențială. Adică nu mai suntem ce am fost, suntem creștini, suntem adventiști, e cu totul altă direcție, cu totul altă, mă rog, concepție, e altceva. Dincolo de aceste aspecte, vreau să vă spun că multe chestiuni au rămas, au supraviețuit de-a lungul timpului, pentru că, așa cum spuneam, cu mult timp în urmă, ideile sunt ca virusii. Odată plantate în creier, ele dau rezultate, în timp, nu imediat, în timp. Și poți să fii infectat cu o asemenea virus și să nu se întâmple absolut nimic în viața ta. Iar mai târziu descoperi anumite reflexe, anumite sentimente, anumite chestiuni care se par stranii și care nu sunt conforme cu ceea ce tu crezi sau cu ceea ce tu simți și nu știu de unde provin, și cauți sursa și nu o găsești, și așa mai departe. E fascinant acest domeniu, dar nu vreau să pierdem vremea cu așa ceva. Ce vreau să, să spunem, în schimb, este următorul lucru, că e clar, cu toții facem greșeli. Asta este, cum să spun eu, este o lege naturală. Da? Cu toții facem greșeli. Și Biblia recunoaște acest lucru, Apostolul Pavel, în roman, spune că nu există niciunul neprihănit, niciunul măcar... Iar Pavel, la rândul lui, citează un salmist care spune acest lucru. Deci întotdeauna a existat această, acest sentiment uh, aproape prăpăstios că nu poți depăși condiția aceasta morală, oricât ai încerca. E bine să încercăm, e bine să fim mânați de idealuri înalte. Și de aceea toate religiile au încercat și filozofiile de-a lungul timpului să îi inspire pe oameni cu niște ideale, să, să se ridice deasupra condițiilor pur biologice, naturale, telurice, să fie ceva mai mult de atât. Și găsim aceleași valori în toate religiile și toate confesiunile și în toate filozofiile. Nu? Deci la acest capitol creștinismul nu este unic. Nici iudaismul a fost înaintea lui și așa mai departe. Deci e clar că trebuie să continuăm să ne depășim propria condiție. Dar recunoaștem că facem greșeli și că aceste greșeli ne cam urmăresc toată viața. Unele mai mult, altele mai puțin. Depinde de gravitate. Acum, viața morală, nu? Viața morală, așa cum noi o înțelegem, se bazează pe un anumit echilibru, nu? Și câtă vreme menținem acel echilibru, avem, zicem noi, toate șansele să trăim o viață morală bună, corectă, eficientă, cum vreți, cum să-i spunem, sau altfel, nu? Și atunci încercăm cumva să acționăm sau să ne motivăm acțiunile pe baza acestei legi a compensației. Noi, fără să vrem, facem lucrul acesta. Deci nu e o chestie care ne vorbim. Domnule, hai, să ne, hai să compensăm lucrurile care le-am făcut greșit. Nu facem. Nu e ca în povestea cu cuiele. Nu? Adică tatăl i-a spus, mă băiete, vezi că a luat o razna, fă ceva, îndreaptă direcția. Gata, tată, de mâine mă apuc și fac fapte bune. Nu așa gândim noi. Dar la un nivel, dacă vrem să sunt conștient, noi urmărim această lege a compensării, adică am făcut anumite lucruri greșite, trebuie să compensăm cumva. Adică nu avem liniște, nu avem pace. Nu, o să faci un lucru, te cu cineva, nu? Și nu poți să rămâi chiar insensibil la treaba aceasta. Relațiile care s-au fracturat sau care s-au fisurat de-a lungul timpului, încerci să le rezolvi. Chiar dacă nu mai ești cu acea persoană, chiar dacă nu mai ai relații cu ea, simți nevoia unei reparații morale. Dacă ai greșit tu, dacă a greșit ea, e irelevant important este să ajungi la un fel de comun acord la pace. De ce? Echilibrul acesta e o chestie care vine din interior. Și creierul funcționează, se pare, pe baza acestui echilibru. Și vrem să avem pace, vrem să fim liniștiți, să nu avem probleme cu nimeni. Nici cu noi înșine, pentru că până la urmă este o chestie care ține și de tine însuți. Că poți să nu fii în pace cu tine însuți. Și atunci apar alte probleme. Dar la acest capitol, pe baza acestei legi a compensației, încercăm să compensăm cu fapte bune, ceea ce am greșit, orice transgresiune pe care am făcut-o de-a lungul timpului sau în trecutul mai îndepărtat sau mai recent. Și, domnule, hai să vedem cum reparăm lucrurile acestea, cum reușim să, să rezolvăm problema aceasta haideți să schimbăm ceva, haideți să nu lăsăm lucrurile să curgă cum au curs în ultimii 20, 50, 70 de ani. Chiar și la vârste înaintate, să știți, oamenii încă încearcă să rectifice anumite probleme morale în viața lor. Da? Când spun probleme morale, nu mă la chestii grave, mă la chestii care țin de o anumită moralitate. Vor să rectifice ceva, să ajusteze, să fie mai ales dacă sunt creștini și adventiști, nu? Te apropii de judecata de cercetare, trebuie să ai foarte clar, să zic așa, direcția și starea în care te afli. Și atunci n-ați observat că, în general, nu toți, dar unii, cei, unii în vârstă devin din ce în ce mai vlavioș cu cât trece timpul. N-ați observat acest fenomen? Nu e întâmplător. De ce? Se apropie momentul. Nu trăști granița, vine vama. Și atunci ce faci? Cum te va găsi pe tine Domnul dacă tu. Încă umbli flendura cu haina găurită și cu pioneze în ea. Trebuie să se întâmple ceva. Și atunci oamenii în vârstă devin mai vlavioși, vin mai des la biserică, poate și la ori de rugăciune înainte, care nu, nu aveau o treabă cu ei, dar acum sunt foarte, se roagă, postesc, oricum nu au ce să mănânce, dar postesc. Și așa mai departe. Deci e clar că se duc într-o anumită direcție pentru desăvârșirea sufletului lor. Nu e greșit deloc, sincer, nu e greșit deloc. Dar numai doar, asta nu face decât să confirme această lege a compensației. Compensăm în ultimile, ultimii ani de ai vieții tot ce n-am -am făcut bine în primii ani, mă rog, primii ani, în partea de din, din, la, la început a vieții noastre, când am fost tineri, când am fost adulți sau alte asemenea realități. Acum, e clar că pe acest principiu funcționează și ideea aceasta cu respectarea poruncilor. Nu? De ce respectăm poruncile? Din convingere, din, cum să zic eu, pasiune. Noi am o pasiune să respect toate poruncile. No. Din ce facem? La un nivel care nu-l putem sesiza este pentru că vrem să compensăm. În trecut am încălcat poruncile, conștient sau inconștient, poate unii zic, dar acum vrem să le respectăm. No? În trecut am păzit Duminica, greșit, acum păzim Sabatul. În trecut am mâncat porc și alte urăciuni, acum mâncăm numai mâncare curată. În trecut nu ne pasă de biserică și de alte asemenea activități spirituale, acum facem acest lucru. În trecut nu ne rugam, pierdeam vremea la nu știu ce, spectacole, acum ne rugăm. Acum citim Scriptura, nu o citim romane siropoase cu Sandra Brown și alte asemenea femei disperate. Deci citim Scriptura. Deci toate aceste aspecte care țin de compensare. Și acum e foarte interesant că noi vrem să compensăm printr-o păzire, cel puțin formală, dacă nu una esențială, o, un stil de viață care nu l-am avut până acum. Sau l-am avut așa, fluctuant, uh, unor facultativ. Când puteam, când nu puteam, mai încercam, mai derapam, ne ridicam și mergeam. Acum vrem să arătăm că trebuie să facem acest lucru și ne-am propus să păzim poruncile. Nu e rău, să știți că nu e rău deloc, însă schema aceasta morală pare foarte simplă, la îndemână și destul de justă, nu? Adică am făcut nelegiuiri, am bătut niște cuie. Facem niște lucruri fără prihană, că să zicem sau foarte bune, le scoatem. O chestie este simplă, e poate fi foarte ușor monitorizată. Nu? Adică n-ai nimic abstract sau vag aici în această schemă morală. Am făcut asta, acum fac asta. Și compensăm. Aducem la acel echilibru. Toată viața de credință am impresia că ne-o petrecem scoțând cuie. Spiritual vorbind. Nu? Mai scoatem un în cui. Începând de la, cum spunem noi, biruința păcatului. Ce înseamnă pentru unii biruința păcatului? Figurativ înseamnă asta. Ne apucăm să scoatem cuiele. Începând de la cuișoare și pioneze, astea mai mici, și până când ajungem la faza finală de piroane și holșuruburi, alea grele, complicate, care trebuie să le scoatem și pale. Adică la început e ușor să faci anumite ajustări. Domne, nu mai beau, zice cineva, cafea. Ăsta e un cuișor. Dar dacă e să nu mai bârfesc, deja asta e piron. Și unii se luptă cu asemenea piroane. Pentru alții n-au nicio treabă cu bârfa, efectiv nicio treabă cu bârfa. Deci pentru ei bârfa este o cuișor, o pioneză. O scoate imediat. Dacă ne vorba de consumatul unui anumit, unei anumite substanțe mai departe, li se pare extrem de greu. E relativ, de-aia spun că pentru unii cuișorul poate să fie pironul și invers. Dar principiul e același. Biruința are loc progresiv. Începem cu alea mici și terminăm cu alea mari. Ironia sorții și care este că niciodată nu știm care sunt alea mari. Întotdeauna mintea noastră, alea mari, de fapt, nu sunt alea cele mai mari, pentru că nici măcar nu ne sesizăm e posibil să fie cu ecuișoare, pioneze și alte lucruri, pe care nici măcar să nu le vedem, să nu ne dăm seama de ele. Și atunci credem că totul este clar, că am scos ceva și că acum ușa este uh, curată. Așa că, până la urmă, această, acest îndemn, domne, biruința uh, totală până la chituirea finală a caracterului. Deci nu numai că am scos cuiele, am chituit și găurile, n am mai rămas nimic, totul este neted, lucios, frumos, fin și ușor de uh, patinat. E clar, ăștia suntem, Doamne, strălucim de neprihănire. Asta vrem noi, dar de fapt problema nu este chiar așa, pentru că, pentru că, la un moment dat, ni se aduce aminte, printr-o formă sau alta, că avem găuri. Deci aici mi se pare mie toată drama creștinului și adventistului și în general celor care au uh, anumite ideaduri morale. Doamne, bun, e clar, toate bune și frumoase, dar dacă n-ar exista aceste găuri, ce bine ar fi? Și întrebarea mea este foarte simplă, ce sunt găurile? Ce sunt găurile? Cu ele știm ce sunt, nu? Eu ne explică uh, tatăl uh, din uh, povestire, faptele nelegiuite, Caracterul este ușa nelegiurilor tale, așa se numește caracterul în versiunea comunistă, ușa nelegiurilor tale. Foarte poetică exprimarea aceasta. Bun, deci știm ce sunt cu ele. Nu? Și știm că dacă facem anumite fapte bune, dacă rectificăm anumite comportamente, le putem scoate, le putem elimina. Ușor-ușor nu întotdeauna este la îndemână, unor ce mai greu, dar o faci cu stăruință, cu poft, cu ăsta, post, te străduiești, nu mai mănânci aia, nu mai faci aia, unii mai greu, alții mai ușor, dar într-o zi ai așa cumva satisfacția aia ca fiului care merge înaintea tatălui, nu mai este niciun cui și atât de mult am vrea să spunem și noi treaba aceasta și poate putem spune la un moment dat. Și unii se uită la ei destul de sincer, nu vreau să spun că sunt uh, fățarni sau că sunt, uh, să zic așa, inconștienți. Se uită la ei destul de sincer și nu pot indica niciun cui unde să agațe ceva. Doamne, uite, ce să fac? Uite, asta nu fac, asta nu fac, asta nu fac. Și chiar nu face lucruri, ca tânărul, uh, cum îl cheamă, tânărul bogat. Indicați-mi și mie undeva pe ușa caracterului său un cui, vizibil. Că Iisus îl aduce la alt nivel de înțelegere, asta e altă discuție, dar aparent, ce poți să vezi la omul acela? Toate poruncile le-a ascultat, da? Ce poți să faci? Ai un copil care sunt în o familie adventistă, nu? Sau creștină, pentecostal, baptist, și cu bine, serios. Te uiți la el, să uită la el, sau la ea. Și n-ai poți să i indici ce să-i spui, ce-a ce -a făcut fata asta, Asta a fost uh, o contrariere a mea la o examinare când o fată adventistă a venit să se boteze și nu avea ce să reproșeze fetei că era o fată extrem de cuminte și de reinșită și nu se ținea de prostii și citea, uh, citea tot sora White și se ruga și medita și venea la biserică și participa și cânta și se ducea în explorator și toate astea le bifa. Ce pot să aceste fete? Și noi n-am avut ce face și am întrebat dacă e păcătoasă sau dacă se crede că păcătoasă. La care fata s-a uitat în ochii mei și mi-a zis foarte serin și direct, nu? Și puteam să zic eu, puteam să o contrazic? Ce credeți? Să-i dau texte de genul toți suntem păcătoși și că toți am păcătuit. Ce să-i spun? Pentru că ea se verifica după anumite standarde. Nu? Atunci e clar că ce poți să-i zici omului? A scos toate cuiele, dacă le-ai avut. Cunosc oameni care au fost, cum se spune, în lume, au trăit viața lor cum au vrut și așa mai departe, au venit la biserică și au scos toate cuiele și acum iarăși, nu ai ce să le reproșezi. Dar apare ceva. Găurile acestea rămân. Așa ni se spune. Așa ni se spune. Găurile rămân. Și acum întrebarea este, ce sunt găurile? La modul cel mai simplu, ce poate să fie gaura? o amintire, o memorie, un sentiment a ceea ce s-a întâmplat ceva, a ceea ce am făcut în primul rând. Nu? Deci astea rămân. Și acum e adevărat că orice cui bătut lasă niște urme. Asta e adevăr și din punct de vedere psihologic. Adică orice cuvânt care îl spunem, orice faptă care o facem, orice atitudine pe care o avem, lasă niște urme. Se poate dovedi lucrul acesta. Și aceste urme e greu să le controlezi, adică mai rectifici ceva. Dar chestia aceea n-ai și măcar n-ai acces la el, nici nu poți să o analizezi, să o evaluezi. Nu? Și atunci e clar că se întâmplă ceva acolo, dar poate nu ești conștient de acest lucru. Dar nu asta este problema, pentru că, repet, e dincolo de ceea ce noi putem să ne dăm seama sau să putem să, fac, să facem. De aceea, m-a deranjat teribil povestirea cu cuile. Pentru că fiul nu putea să modifice mai mult decât a modificat. Nu avea ce să facă în dreptul găurilor. Că nu era vorba de o astupare, să zic așa, materială a găurilor din ușa respectivă. Era vorba de cu totul altceva. Dar el ce să mai facă? Nu mai ce să faci. Sunt situații care s-au consumat și care nu le mai poți reface niciodată, oricât ai vrea, cât de mult ai regreta. Găurile acelea rămân găuri, să fie foarte clar. Nu asta este problema. Știți care este problema? Problema este următoarea. uitați am făcut așa un mic rezumat. Încerci să te îndrepti, da? Asta încerci să faci. Fie că ce să spune, fie că vrei, nu are importanță. Să te reabilitezi, chiar să te desăvârșești, dacă ai în alte morale însă ți se aduce constant aminte că găurile sunt acolo. Da? Cine ar face asta? În primul rând, cei apropiați. Ei îți aduc aminte că sunt cai găuri. Poți să faci tu ce vrei cu cuiele. S-au urmat găurile. Și cei apropiați aduc aminte totdeauna. Soțul îți aduce aminte? Soția îți aduce aminte. Nu uită. Tatăl sau mama îți aduce aminte? Copiii îți aduc aminte după anumită vârstă că sunt găuri acolo pe care tu nu le poți rezolva și pe care tu încerci să le uiți, dar n-ai cum să le uiți pentru că eu sunt aici să-ți aduc aminte că acele găuri sunt vizibile, sunt acolo. Rudele, frații, surorile, deci întotdeauna e cineva în viața ta care îți aduce aminte că acolo sunt niște găuri. Întotdeauna. Apoi societatea te duce aminte permanent, nu contează că e comunistă, că e capitalistă, că este progresivă, că e conservatoare, întotdeauna orice societate îți va aduce aminte ca niște găuri. Pentru lucruri pe care le-ai făcut cu ani în urmă, ai scris un text acum câțiva ani în urmă și îți va aduce aminte acel text. Un tweet care l-ai trimis acum 3, 5, 10 ani, când tu credeai altceva, va reveni la suprafață, uite gaura, te-am prins și cu asta, mai ales astăzi când comunicarea este atât de instantă și de globală, încât nu poți să te mai ascunzi de cuvintele pe care le-ai spus odată sau de privirile pe care le-ai aruncat sau așa mai departe. Nu unde mai poți ascunde. Au fost lansate, nu le mai poți recupera. Și plus alte exemple, la locul de muncă în care ți se aduce aminte constant că ai găuri, și că n-ai cum să le ascunzi oricât ai vrea, oricât de dedicat ai fi, oricât de mult ai munci, ore suplimentare și uh, perfecționări la locul de muncă sau în afară mai departe, tot ai găuri. Tot ai găuri. Că ești femeie, sau că ești alt bărbat, sau că nu ești de culoare, sau că ești de culoare și mai departe, totdeauna este o gaură. Dar ceea ce mi se pare mie cel mai devastator este că biserica îți aduce aminte constant că ai găuri. Dumnezeu nu uită. Dumnezeu întotdeauna uită, spune scriptura. Biserica nu uită niciodată că ai găuri. Să fie foarte clar. Nu vă lăsați amăziți la acest capitol. Uitați-vă câteva exemple despre Dumnezeu. Eu îți șterg fără de legile pentru mine și nu vă mai aduce aminte de păcatele tale. Asta spune Dumnezeu. În Vechiul Testament. În Noul Testament pentru că le voi ierta nelegiurile și nu voi aduce aminte de păcatele și fără de legile lor. Dumnezeu asta promite și sunt convins că asta face. Iar cel mai bun exemplu este parabola fiului Sipitor, în care tatăl nu pomenește absolut nimic de trecutul fiului său. Nimic. Întrebarea este, cine totuși pomenește că fiul cel mic are găuri? Cine? Fratele mai mare. De ce? Pentru că fratele mai mare nu o să uite niciodată cine ai fost, ce ai spus, ce ai făcut. Poți să scoți tu câte cu evrei, dar el nu va uita găurile. De aceea spun biserica, fiind membri, că asta înseamnă biserica, nu? Membri, da? și nu toți membrii, nu vreau să acum să generalizez, dar biserica în general nu uită de găurile tale și îți va aduce aminte de ele. Se vor discuta găurile tale, poate într-un comitet, poate într-un colț al bisericii, poate la cineva acasă, se vor discuta acele găuri. Nu se vor uita. Da? Nu contează ce ai făcut acum 10 ani, 20 de ani. Memoria bisericii este vie. Exact ca a partidului. Da? Biserica este vigilantă. Pentru că vrea să-și duce fiii într-o anumită direcție, ea nu va uita nici fără de legile lor. Ține cont de faptele lor bune, le apreciază, le încurajează, pentru că asta este, de fapt, ideea de educație. Dar nu va uita la o adică găurile. Nu va uita ușa neregurilor tale. Așa că, la acest capitol, trebuie să recunoaștem că perspectiva nu este foarte luminoasă, dar știm un singur lucru, că Dumnezeu nu își aduce aminte de acele găuri le uită, le aruncă, spune, în mare și nu se vor mai găsi. Ăsta este Dumnezeu. Și care este rezultatul acestei, să zic așa, atitudini de reîmprospătare în mijlocul nostru a fără de legilor care s-au făcut în trecut, a păcatelor și așa mai departe, a greșelilor pe care le-am comis unii sau alții. Care este rezultatul? Și care este rezultatul? niște indivizi frustrați, blazați, alienați, vinovați sau cu sentiment al vinovăției, împovărați, condiționați de asemenea atitudini și tratamente, care nu pot depăși această condiție. Pentru că efectiv, E ca și cum tu vrei să-ți iei zborul în sfârșit, după ce ai încercat tot ce ai putut mai bine, îți iei zborul, dar vine această mână și spune, nu, nu uita că ai niște găuri. Ce face cu găurile? Dar la această întrebare nu există răspuns. Foarte interesant. Întrebarea asta, dar găurile, este o întrebare, cum ar numi eu Andrei Pleșu, rusească. Adică de-aia puternică. De-aia pe care nu poți să o arunci peste bord așa pentru că nu-ți place cum sună. Trebuie să o confrunți, trebuie să o tratezi. E o întrebare existențială. Ce facem cu găurile? Cine rezolvă găurile? Tatăl n-a rezolvat găurile. Tatăl putea să zică așa pe patul de moarte, că așa spune Sima, că era pe patul de moarte, fiule și ceva, a apreciez foarte mult tot ce ai făcut și mi-ai demonstrat că ești un om de nădejde. Am uitat nelegiurile tale, acum voi vreau să rămân cu această singură memorie în mintea mea de om recuperat, așa mai departe. Asta a fost un mesaj frumos, nu? Nu, tatăl nu, spun, pe patul de moarte, n-are nicio binecuvântare, ci doar, doar găurile, cu alte cuvinte, degeaba de te-ai îmi pare rău, o să cobor în mormânt cu această imagine a unui individ eșuat, e pavă orice i face n-ai cum să mă mulțumești nu? Uh, care e soluția? care e soluția? pentru că întrebarea rămâne, cum am vrea noi să o dăm, când întrebarea rămâne și ne va urmări și chiar dacă noi o uităm alții nu uită să acoperim găurile? ce credeți? să le acoperim, să le chituim, găsim noi un kit grozav, un kit, un ceva spiritual, moral, ceva care să efectiv să, să, să acopere definitiv acele găuri. Nu, asta este o întreprindere de din în start. Nu are rost să, să chituim nicio gaură. Iisus spune clar treaba aceasta. Nu peticiți haina. Deci care este soluția? O ușă nouă. O ușă nouă. Schimb ușa aia. O arunci, o dai foc, Face ce vrei cu ea. Chimbiușa. Asta este, de fapt, soluția. Bun, la modul cel mai declarativ, dar începând cu data viitoare vom încerca să elaborăm puțin vis-a-vis -vis de această soluție folosind o altă ilustrație. Data viitoare fiind nu vinerea cealaltă, ci prima vinere din luna mai. Până atunci să rămânem cu această convingere, nu doar opinie, convingere. Dumnezeu uită. Dumnezeu uită de toate nelegiurile noastre. Pentru Dumnezeu nu mai există ușa acelor nelegiuiri, ci Dumnezeu vede în dreptul nostru o ușă nouă. Pentru că El a montat-o și pe ușa asta nouă, El nu vrea să vadă niciun cui. Și nu o să vadă niciun cui. Asta mi se pare mie esența Evangheliei și puterea Evangheliei și dacă noi credem lucrul acesta, cu siguranță că vom reuși efectiv să zburăm spiritual vorbind, să ne depășim această condiție și să fim cu adevărat fii ai lui Dumnezeu. Pentru această ocazie vreau să mulțumesc pentru participare și uh, ne vedem cu data viitoare.